consilier. Ați fost convocat astăzi în ședință prin dispoziția domnului primar conform legii 215. Constat că sunteți prezenți toți domnii consilieri, ceea ce înseamnă că s-a închinit vorul pentru aprobarea punctelor de pe ordinea de zi. Aș dori să verificăm procesul verbal din ședința anterioară. Dacă aveți modificări, completări la el, dacă nu, să punem spre aprobare. Aveți ceva de comentat la procesul verbal? Nu. Toată lumea este de acord, da? Fac precizarea că în ședință este invitată televiziunea Exclusiv TV. Este momentul să alegem un președinte de ședință care să conducă ședințele Consiliului Local pe o perioadă de 3 luni. Aștept propunerile dumneavoastră. Propun pe domnul Hornuzache, de anunț. Hornuzache, Daniel, propun de domnul Muncam, Tătic. Mai sunt și alte propuneri? Nu. Nu, supunem la vot. Cine este pentru? Potriva abține. Domnul președinte de ședință, Hornuzache Daniel, îi dau cuvântul. Prezinte ordinea de zi. Vă mulțumesc. Înainte să încep ordinea de zi, vreau să vă spun că cu ședința de ieri pe comisii, toate punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate, deci, de toate comisiile, deci are un aviz favorabil. Da. Punctele de pe ordinea de zi de astăzi sunt. Dacă supunem la vot, întâi ordinea de zi. Cine este de acord cu ordinea de zi de astăzi? Vreau să o prezent toată. Deci punctul numărul 1, alegerea președintelui s-a rezolvat. Avem de punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea investiției cu privire la modernizarea drum sătesc, strada Rezejul, comuna Secuie. Inițiator, domnul primar Dumitru David Cosmin. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării taxei speciale de salubrizare pentru perioada 1.01.2019 30.04.2019. Inițiator, domnul primar. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019. Inițiator, domnul primar. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind completarea HCL numărul 7 din 28.02.2019 privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți. Inițiator, domnul primar Dumitru David Cosmin. Punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei în domeniul eficienței energetice în Comuna Secuie, în județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Punctul numărul 9, prezentare raport privind stadiul înscrierii datelor în Registrul Agricol, întrupind de doamna Rafaelă Doina, iar la nou avem diverse. Cine este de acord cu ordinea de zi? Se opune cineva împotrivă? Deci ordinea de zi merge în continuare. Dacă se înscrie cineva la cuvânt pentru diverse? Nimeni? Da, să mă scriu eu ca să-i aduc aminte la un primar cu iluminatora de la... Deci, domnul Murcanu. Este de la ieri. Ieri. Locul de altul locului. A. Dacă am vorbit cu oameni, ne simt sprijin. Deci să începem cu punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției cu privire la modernizare drum sătesc, strada Răzeșilor, comuna Secuie. Deci, aici foarte pe scurt să vă prezint, este vorba de drumul care leagă drumul sătesc, strada Răzeșilor, care leagă drumul național cu drumul județean, pe o distanță de 700 de metri. Aprobăm studiul Topo, studiul Geo, Daliu și obținerea de avize pentru modernizarea acestui drum. Da. Vreți ceva să mai ia cuvântul? Dacă aveți întrebări, întrebări? Sau nelămuriri. Nelămuriri adresate domnului primar? Nu. Atunci, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu.
Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării taxei speciale de salubrizare pentru perioada 1.01.2019, 30.04.2019. Aici. Observăm că, na, în această perioadă, domnii de la Romprest au venit mai puțin sau deloc prin unele locuri, așa că noi am modificat o taxă, în loc să fie de 7 lei, va fi cu 4 lei diminuată și aceasta va fi de 3 lei persoană per lună. Domnul primar? Da, deci, cum am discutat și eu pe comisie, diferența asta de 4 lei o scadem din taxa de 7 lei și ce rămâne din cuantumul taxei 3 lei o să achităm datoriile pe cele 4 luni către Rompres și Ecosud, în funcție de referatul de specialitate a contabilului. Deci nu putem să scadem toată, că totuși s-a prestat, ineficient, s-a prestat o singură mașină pe lună, dar totuși s-a adunat o sumă care trebuie datorată celor doi operatori și din calcule făcute rămâne taxa de 3 lei pe aceste 4 luni de zile. De aici, în continuare, serviciul este funcțional și mașina vine săptămânal, chiar de două ori pe zi, dacă e nevoie, în ziua de colectare, dar, cum v-a spus și în ședința pe comisii, săptămâna trecută mașina de gunoi a plecat pe jumătate. N-a fost gunoi, de când s-a ridicat gunoi, nu a fost. Dacă nu mai sunt și alte întrebări, atunci să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019. Aici avem 70.000 de lei veniți printr-o ordonanță de guvern pentru școala de la Glodișoarele să facem grupul sanitar și diferența până la 107.000 sunt cheltuielile pentru drumul de pe strada Răzeșilor, pentru studiile care am discutat la proiectul anterior. Total 107.000 de lei. Și la DGO de acolo? 70.000 de lei. Dar în ce constă? Da, să tragem apă, să utilăm, să facem puțul furac acolo. Știți că de asta nici nu a fost funcționat din cauza lipsei de apă. Da. Și acolo trebuie făcut un puț furat, nu știu, să facem un studiu, să vedem la cât metri să dăm de apă, oricum, din ce știm, trebuie peste 100 de metri. Și ajung? Sperăm să ajung. Restul mai e suplimentat din bugetul local. Restul suplimentat din bugetul local. Da. Dar sunt bineveniți. Da. Sunt comunii care bugetul a fost mai mic. Alte întrebări? Atunci să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Trecem mai departe. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind completarea HCL numărul 7 din 28.02.2019 privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți. Cine puteți spune despre acest punct, domnul primar? Da, deci noi utilizăm din excedentul rămas din anii trecuți. Avem pentru utilizarea rețelei de canalizare și apele uzate, menajeze și a stației de epurare 12.997 de lei și pentru modernizare drum sătesc cu 37.000 de lei. Dar eu studiu topogeo, cum v-am spus mai devreme. Și sunt două investiții, mergem pe excedent. Putem să folosim pe excedent ca să nu utilizăm
fiind sunt bugetul inițial. Da. Și mai, ne mai rămâne 102.000 tot din excedent, care se folosesc tot pentru modernizarea acestui drum, până să ajunge la faza de proiectare și execuție. Adică la asfaltare, da, nu? Da, da, da. Bun. Acestea sunt spuse, atunci să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei în domeniul eficienței energetice în Comuna Sicheni, județul Bacău. Da, s-a discutat și ieri. Da. Este o strategie. O să luăm, o să verificăm toate instituțiile ca să putem scade consumul de energie. Este prevederile, ați văzut în preambul prevederile legale și a Comisiei Europene și trebuie să votăm în forma inițială acest proiect, să putem iniția această strategie. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Punctul numărul 7. Prezentare raport privind starea înscrierii datelor în Registrul Agricol, întocmit de doamna Rafaela Doina. Doamna Rafaela nu este astăzi să-și susțină proiectul din motive personale, să spunem așa, concediu, avea concediu de programat, dar l-ați studiat. Și nu cred că aveți nevăluriri, este o procedură care trebuie respectată. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Am ajuns la diverse. Domnul Lucan, v-ați înscris pentru scuplă. Era vorba discuția terioară cu iluminatul de la Araș, cu un lucru care toate creștile stau în cablurile din altă tensiune. Și din cauza asta produce foarte multe întreruperi de curent. Ieri m-am plinit cu băieții din sat care stăteau și asfaltau acolo la biserică. Da, pe și am zis că sunt de acord să ne sprijin, numai să îi dați voie că îl tai creanga aia de jos ca să nu mai... Așa dacă tăiem din vârf, apar lăstarea alea și îl face mai rău. Ne-ar fi de mare folos dacă ne-ar ajuta și ei. Și ei au zis că vin, nu e nicio problemă, au drujdu atunci ce trebuie, numai să fie cineva ca să nu... Domnul Hadrogul Muzai, care se ocupă de iluminat, a fost ieri. Era, asta mă dreptat, era semn de siguranță și din cauza asta a fost semn de siguranță din cauza creencilor de la locul de la biserică de acolo. O să defișăm, dar acum... Asta e ideea, cred, de aparatul ăla neapărat, că altfel da. O să stăm tot timpul cu aceeași da. Nu, o să încercăm să... Ideea este că am vorbit și da. Ce pe ce ne ajută. Noi trebuie să luăm legătura cu unul ca să ne oprească curentul pe linele de noapte. Deși ar fi treaba unului, dacă stăm din zi, gândim cu toaletatul. Da, până dacă stăm pe baza lui, stă lumea fără curent. Exact. O să vorbim când poate să vină un reprezentant al unului să oprească curentul, să putem să intrăm cu drujbe pe sub linie. Și o rezolvăm, dar sperăm că până săptămâna viitoare să o ducem la bun sfârșit. Să aibă finalitate. Dar mulțumim pentru informații. Nu știu la chiricen ce a făcut domnul așa. Nu a făcut nimic. Ăsta, s-o să ajungă și la chiricen. Și acolo sunt probleme la bordarul în față cu sarcea aia. Da. O să... Omul este de acord să place. Aici, la chiricen, e un lac în teren. Da. Atunci, acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru participare și declar ședința închisă.